Cea Domnului Iisus Hristos și Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Praise the Lord and may the Lord bless each and every one of you. Welcome to our Saturday fellowship. All of you that are here with us on the Zoom platform and all those that are starting to watch us live. Vă spunem bun venit la această întâlnire de sâmbătă. Domnul să vă binecuvânteze. Tuturor celor care ați venit cu noi pe platformă și cei care începe să ne urmăriți live, Domnul să fie cu voi, cu toți. Spunem bun venit încă o dată tuturor și cu ajutorul Domnului vom începe și această părtășie sau timp de slujire. So with God's grace, we will start this fellowship time or time to worship the Lord. So welcome, Ashraj. I'll say a few words and then we'll stop. Praise the Lord, everyone, and God is good all the time. Fie Domnul, vă spunem tuturor și Domnul este bun totdeauna. Welcome to here one more time. Spunem încă o dată. Bun venit tuturor. And please continue to share, like, and comment for the live videos. Și de obicei vă rugăm să distribuiți video în alte părți, în alte grupuri, la alți oameni. And please don't trust to the people if they are using my name or the sister Soltia. Și de asemenea, ca de obicei, deci nu degeaba vă anunțăm lucrurile acestea, că sunt oameni care creează conturi false cu numele noastre, deci nu vă credeți în oameni și nu dați, nu aveți încredere în ei să le dați date personale sau să le trimiteți bani și așa mai departe. You know, people, they are make some fake IDs, fake name, which they are also use some pictures too. But don't trust on them, please, and communicate with us, me or Sister Olte or Brother Christian. Cei care creează conturi false știu cum să ia poze, video de a noastră, toate le pune acolo și vă poate trimite, vă duce în eroare, dar nu vă încredeți. Întrebați, comunicați cu Soraj, cu mine, fratele Cristian, ori vă uitați dacă pagina respectivă are vechime. Vedeți ce o postaș anul trecut și 5 ani în urmă și dacă nu există așa ceva, înseamnă că sunt conturi false. Because we have our WhatsApp number to each other and we are communicate through the WhatsApp too. People, they make a fake ID, but they not use our own numbers. Cei care fac, noi avem și WhatsApp și comunicăm cu oamenii și pe numere de telefon, dar cei care creează conturi false nu știu și numărul de telefon sau dacă știu, deci cumva tot se poate prinde care sunt cei care sunt falși. And we have a time to start, before we start our worship today, let's pray, close our eyes and start praying. Începe cu ajutorul Domnului acest timp de închinare cu rugăciune. Heavenly Father, we worship and glorify your name, Lord. Tată Ceresc, te laudăm și glorificăm numele Tău. You help us in this Saturday when we start this fellowship. Și te rugăm să ne ajuți, Doamne, și în această săptămână, începând această lucrare de părtășie, Doamne. Lord, today you talk with your people through the Word of God. Poems, testimonies, songs. Și te rugăm, Tată, astăzi să stai de vorbă cu oamenii tăi, Doamne, fie prin cântări, poezii, cuvânt, mărturii, prin tot ce face Tu. My Father, we are nothing. Tată, noi suntem nimica. We need your help, Holy Spirit, you guide and give direction to us. Avem nevoie de ajutorul Tău, Doamne, te rugăm să ne conduci și să ne dai direcție, Doamne. And thank you, Lord, for people they are sharing this live video to other groups and other places. You bless them also. Îți mulțumim, Tată, pentru frații și surorile care distribuie acest video în alte părți, Doamne. Te rugăm să-i binecuvântezi. Thank you, Father, you are hearing our prayer. Îți mulțumim, Tată, că ne-ai ascultat rugăciunea. In Jesus' precious name we prayed. Amen. În numele prețios al Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. Now we have the Sister Olte. She is always to lead every Saturday program. And now she has in her hands. She lead for the song, to the poem. Și cam de obicei mă lasă pe mine să mă anunț, pentru că eu sunt de vorbă cu surorile, frații știu care cântă, care spun poezii, e ușor să pronunț numele, pentru că atelajul este mai greu. Și de aceea mă lasă să conduc, nu de altceva, și Domnul, și pentru că traduc Domnul, să ne binecuvânteze pe toți. Să mulțumim Domnului încă o dată pentru această frumoasă zi care ne-a dorit fiecare și vrem să-L laudăm.
Deci nu cântă o soră sau un frate și noi suntem la spectacol, ci noi lăudăm pe Domnul prin sora cu tare, prin fratele cu tare. Deci este o părtășie. Toți suntem cei care contribuim, cei care ne ascultați, cântați împreună cu noi. Când ne rugăm, vă rugați împreună cu noi. Dumneavoastră ne vedeți, noi nu vă vedem. And when I mention that, when I say that somebody's singing and praising, it's not like a show. We all have fellowship together. Those that are home, they can sing together with us. When we pray, they pray together with us. The difference is that they see us and we don't see us. But we know that you're present just because you write something there. Otherwise, we don't know who is watching. Și ca să știm care sunteți cu noi, ne face plăcere să scrieți acolo. Ori vă urmăresc din cu tare și cu tare sau câteva cuvinte și atunci știm care ați fost frații care ați fost cu noi la părtășie. Doamne să vă binecuvânteze! Să-o laudăm pe Domnul printr-o cântare prin sora Gianina, apoi prin sora Oana și vom asculta cuvântul Domnului și apoi vom mai da drumul la câteva cântări. So with God's grace, we're going to have Sister Gianina, Sister Oana, then Pastor Raj, we're going to share the word of God, and the rest of brothers and sisters that are here with us will sing and praise the Lord, or whatever God has in plan after the word of God. Jenny? Pace! Domnul să vă binecuvânteze pe toți! Amin! God bless us all! Amen! Voi lăuda pe Domnul cu ajutorul Lui, cu o cântare și numele Lui să fie slăvit. Amin! O Iisuse, o Iisuse, Tu-mi știi lacrimile ascunse, Tu-mi știi, Doamne, dorul meu, ce-l am în pieptul meu, ce-l am în pieptul meu. Tu-mi știi, Doamne, dorul meu, ce-l am în pieptul meu, ce-l am în pieptul meu. O, Iisuse, dă-mi putere, te rog să-mi dai mângâiere, mai trimite harul tău astăzi peste robul tău. Mai trimite harul tău astăzi peste robul tău. Ajută-mă, te rog, Doamne, să pot să stau în picioare și în suferința grea să-mi dai, Doamne, pacea ta ca să te pot lăuda. Și în suferința grea să-mi dai, Doamne, pacea ta ca să te pot lăuda. O, Iisuse, dă-mi putere, te rog să-mi dai mângâiere, mai trimite harul tău astăzi peste robul tău. Mai trimite harul tău astăzi peste robul tău. O, Iisuse, Domnul meu, lucrează și în dreptul meu. Lasă, Doamne, pacea ta peste familia mea să vină în casa ta. Lasă, Doamne, pacea ta peste familia mea să vină în casa ta. O, Iisuse, dă-mi putere, te rog să-mi dai mângâiere, mai trimite harul tău astăzi peste robul tău. Da, mai trimite harul tău astăzi peste robul tău. O, Iisuse, dă-mi putere, te rog să-mi dai mângâiere,
mai trimite harul tău astăzi peste robul tău. Mai trimite harul tău astăzi peste robul tău. Amin. Amen, amen. So the message of the song was, Jesus, you see my hidden tears and what is in my heart. Give me strength, comfort, and give me your grace. Help me to be able to stand. Give me your peace, peace to my family, so I can praise you. So, praise God. Glory to God. Amen. So, Sora Oana, Domnul să binecuvânteze. Sister Oana. Amin. Pacea Domnului pentru fiecare dintre noi. Peace, peace, and Domnul să ne ajute să împlinim și ceea ce citesc. So may the Lord help us fulfill what is it, it is written or whatever she's going to read. Când noi eram departe și rătăceam în noapte, Iisus, tu ai venit și ne-ai salvat. Din chinurile vieții, din recea groapa morții, Iisus, tu ai venit și ne-ai salvat. Iisus, Iisus, tu ești al nostru soare, ești barca de salvare, ești mirele iubit și minunat. Iisus, Iisus, tu ești al nostru soare, ești barca de salvare, ești mirele iubit și minunat. Când nu aveam pe nimeni, nici frat, nici prieteni, în tine am aflat un prieten bun. La Golgota, Iisuse, tu ne-ai cuprins în brațe, de aceea te iubim nespus de mult. Iisus, Iisus, tu ești al nostru soare, ești barca de salvare, ești mirele iubit și minunat. Iisus, Iisus, tu ești al nostru soare, ești barca de salvare, ești mirele iubit și minunat. Când lacrimile mare se prelingeau în gene și suferința era tot mai grea, în chinuri și durere tu mi-ai fost mângâiere. O, numai tu, Iisus, cu mâna ta. Iisus, Iisus, tu ești al nostru soare, ești barca de salvare, ești mirele iubit și minunat. Iisus, Iisus, tu ești al nostru soare, ești barca de salvare, ești mirele iubit și minunat. Te așteptăm, Iisuse, în post și în veghere, ne este dor să te vedem cât mai curând. Ne-am săturat aici de chin și de durere, o vino și ne
două în ceruri tu. Iisus, Iisus, tu ești al nostru soare, ești barca de salvare, ești mirele iubit și minunat. Iisus, Iisus, tu ești al nostru soare, ești barca de salvare, ești mirele iubit și minunat. Iisus, Iisus, o vino mai degrabă, mireasa te așteaptă și Duhul strigă vino mai curând. Iisus, Iisus, o vino mai degrabă, mireasa te așteaptă și Duhul strigă vino mai curând. Amin. Domnul să ne ajute să stăm în post și rugăciune în orice timp, în orice vreme, să-L căutăm pe El și să-L cunoaștem pe El, bineînțeles, și puterea învierii Lui. Amin. Amin, slavă Domnului Iisus Hristos, glorie Domnului. Mulțumim Domnului și pentru această cântare. This message of this song is about Jesus. You are our sun that's on the sky, and you are our rescuing boat. You are our beloved and awesome groom. We're waiting for you. We're tired of living here on earth. Come and take us home in heaven. Come, oh Jesus, your bride is waiting for you, and the Spirit cries out, come, Jesus, son. Hallelujah, praise God. Slăviți să fie Domnul, să vă ajutorul Domnului, Domnul să binecuvânteze pe toți, să ne pregătim inimile, să ascultăm cuvântul Domnului prin pastorul Raj, so we prepare our hearts to listen to the word of God, the message that he has to give us through Pastor Raj. Amen. Să bun venit, pastorul Raj. Praise the Lord. Amen. Fie Domnul. Pace Domnului Iisus Hristos. Și am la fel și din partea mea. Iisus Hristos. God is good all the time. Și Domnul este bun totdeauna. And we are worshiping to God and we have heard the poem. Și ne-am închinat cuvântul Domnului. Ne-am închinat prin cântare. And praise and glorify the name of Almighty God. And Bible says two or three gather with his name and his mighty and awesome presence with them. Și ne închinăm prin cântare, prin poezie, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin mărturii, mărturisiri și toți împreună, unii sunt doi sau trei adunați în numele Lui, prezența Lui minunată este cu noi. Aleluia, glorie Domnului. And I believe it, you are very excited to listen to the word of God. Și cred că suntem entuziasmați, gata să ascultăm cuvântul Domnului. And today I have the topic. Și mesajul de astăzi. The word of God is at your. The word of God is at work in you. Cuvântul lui Dumnezeu este la lucru în viața ta. And before I start, how he can work for us. Înainte de a începe, să vedem cum lucrează în noi. First we read one prayer. Și vom asculta o rugăciune. Psalm 119. Psalmul 119. Verse 18. Și versetul 18. Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Open my eyes that I may see wondrous things from your law. Hallelujah. And this is for our prayer tonight. Și aceasta este rugăciunea noastră. On the other side, in the day, this is our prayer for.
pentru cei care zic de seară, pentru cine de seară și pentru noi, rugăciunea de acum, de dimineață. This is very important when we pray and we need to talk to God. You open my eyes. Și este foarte important când ne rugăm, de fapt, stăm de vorbă cu Dumnezeu. You know, without you open your eyes, you didn't see anything else. Și dacă deschidem ochii, și fără, deci, ca și cum am deschide ochii, dacă nu deschidem ochii, nu putem să vedem nimica. Now we see what the Paul said. Și să vedem ce ne zice Pavel. In the book of Ephesians, chapter 6. Cartea Efeseni 6. Verse 17 and 18. Versetele 17 și 18. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vecheați la aceasta toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Praying always with all prayers and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Now, without we open our eyes, we did not know the what is the meaning of the word of God. Dacă nu ne deschidem ochii, nu putem să înțelegem însemnătatea Scripturilor. And the Paul, he talking about this. Și Pavel vorbește tocmai despre aceste lucruri. Take the word, praying, prayer, and the word. Trebuie cuvântul mântuirii, sabia Duhului și ce am citit. Now we see point number one. Și punctul numărul unu. God has spoken. Dumnezeu a vorbit. Now we see the scripture. Și să vedem. Second Timothy. A doua Timotei. Chapter 3. A doua Timotei, capitolul 3. Chapter 3 and verse 16 and 17. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. All Scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Now, through this verse, can God talk to you today? Și prin acest verset, aceste versete, au vorbit Dumnezeu cu tine astăzi? God not give us the Bible in our hand, just we are closed and covered and put on the floor somewhere. Dumnezeu nu ne-a dat această Biblie ca noi să o închidem, să o punem o copertă faină și să o punem undeva într-un dulap. When God spoken with us today, we need to understand the scriptures that are written inside in the Bible. This is the inspirations through the Holy Spirit. Deci Dumnezeu ne-a dat și scrie în această Biblie și scrie clar că este de Duhul Sfânt, inspirată de Duhul Sfânt. Now, why did the Holy Spirit knew? Why he have decided they are written? De ce Duhul Sfânt, care știe toate lucrurile, a avut dorința ca să fie și scris? The Holy Spirit is the Holy Spirit. He speak to the Paul, Peter, and everyone. Why he encouraged to them, go and write down? Duhul Sfânt este cel care vorbește. Vorbește și cu Petru și cu Pavel și cu fiecare vorbește. Dar de ce i-a încurajat să și scrie? This is a very important question. Deci este o întrebare. Our brain have limitations. Pentru că mintea noastră este limitată. But the Holy Spirit, he does not have any limitations. Duhul Sfânt nu are limite, aleluia. We are hearing the message and after 2 days we are forget.
Am zis asta după câteva zile, uitat. Or 1 month, or 1 year, or 4 years, we are remember, but after that the times come when we are forget. Poate ne aducem aminte câtva timp, un an sau câțiva ani, dar după aceea tot uita. That's why the God knew already, and he through the Holy Spirit he increased inspiring to them and speak to them, hey, write down, because 2022 and Pastor Raj is preach the word of God without Bible, without written the scriptures, and how he can preach. That's why he's writing for everything. Și Duhul Sfânt, care cunoaște toate lucrurile, știa că în 2022, în ziua de astăzi, pastorul Raj va ajunge să predice. Că dacă nu era scris, ce ar fi predicat? If they are not written anything else, we are, today I'm not preach for you, and you not open your Bible and you write down for your notebook. This is a very important, you need to write down for everything what God speak to you through the man. Sau dacă nu era scris, astăzi nu era despre ce predica și nu era nici despre ce să scriem acolo. De aceea este foarte important să înțelegem. And at that time they don't have the recording system. Nu erau niște aparate de înregistrat. But when we are recording something and some mistakes then come, they're deleted. Sau dacă înregistrăm ceva, poate și apare vreo greșeală, ștergem. But when we write down for everything, we are always to remember any time in the night, day, outside in the rain, hot weather, cold weather, you are traveling train or plane or bus or car, you have a time to open your notebooks and to start to read. Nu se întâmplă cu ceva, cu aparatul pe care am înregistrat, să șterge totul. Dar ceea ce este scris, ceea ce scriem într-un caiet, care avem, fiecare, unul scrie, de exemplu, la data de a mers într-o călătorie, cu trenul, cu avionul, ori a fost o zi ploioasă, ori o zi călduroasă. Sunt oameni care scriu. Deci toate aceste lucruri, cele rămân scrise. And God, when the Holy Spirit talked to them, he written in one language, and after that, how many languages internationally they are translate and the Bible today in our hand. Când a vorbit Dumnezeu, a vorbit într-o singură limbă. Dar după aceea vedem, a fost Biblia scrisă într-o limbă și apoi tradusă în atâtea mari de limbi care vedem și în ziua de astăzi. We want to pray to Lord. Putem să spunem slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Aleluia. That means God loves us very much, and that's why he allowed to the Holy Spirit, hey, go and talk to them and encourage to them, you can write down. Și înseamnă că și Dumnezeu este cel care ne iubește atât de mult și a făcut lucrarea aceasta și ne încurajează și pe noi să scriem. Point number two. Punctul numărul 2. His word comes to us in human words. Cuvântul lui vine în noi în cuvinte omenești. First Corinthians. 1 Corinteni. Chapter 2. Capitolul 2. And verse 13. Capitolul 2 și versetul 13. Și vorbind despre ele, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciune omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuițând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. These things we also speak, not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. Now the God is talking, he talked with the Paul. Și vedem Dumnezeu vorbește aici cu Pavel. You receive the word of God. Ia, și primiți cuvântul lui Dumnezeu. Which you hear from us. Care l-a auzit de la noi. You hear the word of God from us. We are human. Deci noi suntem, deja ascultați cuvântul God de la divine. Noi. Ia, deci suntem ființe umane. We are speaking on his behalf. His word is here in human words. Și noi vorbim ca oameni și cuvântul lui este în cuvinte omenești. You know, when we repeat the word of God and we sometimes we need some example. Example is not written in the Bible, but we have it preparing and outside, and we are mixed the both of things and then we share the gospel.
De multe ori, deci când frații vorbesc, cuvântul lui Dumnezeu folosește exemple. Exemple nu sunt scrise în Biblie care le folosim. Dar, deci ne dăm seama, deci vremea de astăzi, ce s-ar semăna cu ceea ce îi și să dau exemple. And Christ appointed to apostle. Și Domnul Iisus Hristos o pregătit apostol. Okay, you can speak with the people. Și le dă un credința slujba aceasta să stea de vorbă cu oamenii lui. God appoint for you, you go and speak the word of God to other people. Și Dumnezeu vă alege și pe voi să mergeți să rostiți cuvântul Domnului altor oameni. He teaches. El este cel care ne învață. El ne ghidează. You know, we have a desire to share the word of God, but we are sit in our chair. God said, stand up and start to speak. Then I put the words in your mouth. But when you are sit on your chair, you are not speak anything else. You need to be stand up. You need to take action first. Și Dumnezeu ne spune să ducem Evanghelia, să vorbim la altor despre cuvântul lui Dumnezeu. Și noi zicem, am dorința, dar stau pe scaun și nu fac nimica. De fapt, trebuie să ne ridicăm în picioare și să începem o acțiune. Începe și eu îți voi umplea gura. Deschide gura și eu voi umplea. God gave us the word for us and we need to give others. And we are hearing to one another humans. Dumnezeu ne-a dat cuvântul nouă prin alți oameni. Noi trebuie să rostim mai departe altora. We are hearing and we are stored. Dar noi luzim și tot depozităm, tot agonisim, depozităm. And you eat too much and what's going on with you? Ce se întâmplă dacă mâncăm prea mult? You not breathe too properly. Ne îngrășăm prea mult, nu mai putem nici să mergem cum trebuie, nu mai putem să respirăm cum trebuie. But you eat and digest. Dar tu mănânci, digeri ce ai mâncat? Eat. Digest, eat, digest. Mănânci și digeri, mănânci și digeri. Learn, preach, then you receive new things. Înveți, te duci și predici altora. Înveți, predici altora și atunci vei primi mereu lucruri noi. Punctul numărul 3. The Thessalonians hear the word of God. Thessalonicenii hear the words of Paul. Când Tesalonicenii au auzit cuvântul lui Pavel, and this is the God is talking to him. Și Dumnezeu vorbea cu el. And again he's saying, when you receive the word of God, which verse, Thessalonians? I not give the verse. Just okay, se zice când auzi cuvântul, când ai dat versetul. The second part of the verse. When you receive the word of God, which you hear from us. Deci când veți primi cuvântul, când ați primit cuvântul care ați auzit de la noi. Okay, I'm adding something here. Și vreau să dau ceva. The Romanians hear the word of Raj. Când românii aud cuvântul lui Dumnezeu venit prin profesorul Raj. And which word you hear through me, you need to go and share to others. Ce auzi de la Dumnezeu prin profesorul Raj, trebuie să mergi și să spunem altora. God spoke, humans give his word through their words. Pentru că, deci, Dumnezeu vorbește omenire prin cuvintele slujitorilor lui. God give to me and I give to you and you receive it and you give to others. Ceea ce Dumnezeu a dat lui, ne vorbește nou, noi primim și dăm altora. And we see here that Paul, he's talking about in Corinthians and Thessalonians also, he talked to them too. Și vedem, deci, și Pavel care vorbea corintenilor și acum și la cei din Tesaloniceni a vorbit. You know, the God used to human to deliver us other humans. Dumnezeu folosește oameni ca să ducă mai departe la alți oameni. And this is possible through his word. Și este posibil prin cuvântul lui. No any sickness, they knew your or my name, but they knew to Jesus Christ's name. Nici o boală nu ne cunoaște pe noi, dar au cunoscut numele lui Iisus Hristos. We are a handsome, dashing, give us with no run away. But when we use the name of Jesus Christ from Nazareth, they need to run.
Niciun duh n-ar fugi de noi cât am fi de eleganți, de frumoși, de mari, de prezentabili. Dar când am rostit în numele lui Iisus Hristos, trebuie să fugă. And Thessalonicans, they are hearing through the Paul. Before Paul reached there in Thessalonica, nobody shared the gospel to them. But in England, you are in Italy, you are in Romania, you are in USA, you are in another country, and I mean in India. God appointed to us for different places, and we need to share the gospel to others. Noi, fiecare în țările unde Dumnezeu ne-a așezat, fie în India, fie în Africa, fie în România, Franța, Anglia sau Statele Unite, deci Dumnezeu ne-a așezat în anumite țări, noi trebuie să ducem Evanghelia mai departe. And now God is allowed to me to go and preach in Kuwait. Și Dumnezeu, cu ajutorul Domnului, pregăti cale pentru fratele să meargă în Kuwait. And Ken, what can I tell them? Oh, I'm very busy in India. I don't have a time, but God give opportunity. I don't miss the opportunity. I need to go there, share the gospel because people, they need Jesus Christ there. Să le fi spus, oh, sunt așa de ocupat acolo cu lucrarea în India, pe internet, nu mai mă duc la Kuwait. Dar dacă Dumnezeu a deschis calea aceasta, va merge și va duce Evanghelia, pentru că și cei din Kuwait trebuie să audă. And the Muslim people, they are invited me for to share the gospel there. Musulmanii l-au invitat acolo să meargă să ducă Evanghelia. Imagine. Puteți să le vă imaginați. Pastor invited by a mountain in Kuwait. Deci să ne imaginăm, deci un pastor creștin invitat de niște musulmani în Kuwait. That means a mountain have a friends on other mountains. Muslim. Ce înseamnă că mountains, așa se spune acolo la ei, la musulmani, deci musulmani au prieteni alți musulmani. And I have the branch church also there. Și are și biserica, deci ca Dramura, care face parte din... Everyone there waiting for me. Și, deci toți îl așteaptă, biserica pe același nume. Learn more. Pentru că au dorința să învețe tot mai mult. And I need a spirit support. And Paul, when he start his ministry, he not work in Jerusalem. He go for places, different area. Și vor să aceasta cere și rugăciune și suport în direcția aceasta, că și pare că a început să lucreze pentru părăția lui Dumnezeu, nu s-a limitat doar la Ierusalim, ci s-a dus din loc în loc să deschidă biserică și să lucreze. You know, Hindu, Christians, Muslim and people, they are using a turban. God not make any religions in the world, just a one religion, I believe it is the love. Fie că sunt creștini, fie că sunt musulmani, fie ideea care poartă cu, cum se cheamă, turbane, Dumnezeu nu a creat religii. Singura religie care eu cred că Dumnezeu a creat este iubire. And everyone got to invite for each other. Și fiecare se invită unul pe alții. But if anyone they need a salvation, they need a Jesus Christ. Dar dacă este cineva care dorește mântuire, aceștia au nevoie de Iisus Hristos. And the Paul, this good news give to Thessalonians. Este asta bună care Pavel a dus-o Tesalonicenilor. You have a chance for your city, your near in your house to share the gospel. You give good news to them. Și tu ai șansa în locul unde ești tu, în orașul tău, să duci Evanghelia. Du-le, vestea bună. Point number four. Punctul numărul 4. As they heard. As they heard God act on their mind and hearts. Auzind cuvântul, Dumnezeu a lucrat la mintea lor și în inimile lor. The book of Matthew. Matei. Chapter 16. And verse 17. Și versetul 17. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Jesus answered and said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Slăviți să fie Domnul! No any other person, they are revealed to us what we knew with the Bible, what we do when I accept Jesus as a personal Savior.
Deși nimeni altul nu a putut să ne reveleze sau să, să lucreze la mintea noastră except în afară de Iisus Hristos și El când a fost salvat. Because this is very important when we are here, not just physical, we need to be here present through our mind. Deci este important când noi suntem aici să fim nu prezenți doar fizic, ci să fim și cu mintea. Our mind to run here and there, we are not understand what is the purpose of God and what God revealed us through His word for us. Dacă mintea noastră aleagă în toate direcțiile sau cei care ascultă la mine și într-o parte în alta, atunci nu suntem atenți ce vrea Dumnezeu să stea de vorbă. Jesus Christ asked to them what people they talking about myself and what they think about. And everyone, they give their opinion. But the Peter, when he speak, and the Father in heaven, he revealed to him what you need to speak through your mouth to Jesus. Și vedem că, deci, Domnul Iisus Hristos a pus întrebare în text, ce zic oamenii despre mine, cine sunt, sau voi cine ziceți că sunt? Și vedem că Tatăl din cerul a fost acela care i-a revelat și i-a spus, nu pentru ce să zică. And we need to give thanks to God. Și noi trebuie să aducem mulțumirile lui Dumnezeu. Through our knowledge, we did not know who is Jesus. Prin cunoștința noastră, n-am fi știut cine este Iisus. And we are in comparison to Jesus like the other gods. Și poate nu fi comparat pe Iisus ca un alt oricare Dumnezeu. But when Father He revealed us, He through Him we receive the salvation. We are not quiet. We are not zip our mouth. We are open our zip, and we start to loudly to tell to people. Accept to Jesus if you have a desire to receive the salvation. Eu descoperi pe Domnul Iisus Hristos, nu trebuie să ținem gura închisă, ci trebuie să se spunem și altora, ca și alți oameni să aibă parte de mântuire. Aleluia. The Gospel of John. Evanghelia după Ioan. Chapter 8. 8. And verse 47. And I know that what time I need to close. Și versetul 47. Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați pentru că nu sunteți din Dumnezeu. He who is of God hears God's words. Therefore you do not hear because you are not of God. One more time. Și încă o dată vă recit în engleză. He who is of God hears God's words. Therefore, you do not hear because you are not of God. Now, we need to understand the scripture. Se trebuie să înțelegi scriptura. I'll read one more time în română. Să îmi voi citi și românești încă o dată. Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea nu ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. If you have welcomed the gospel as God's word and believed. Tu ai primit și ai crezut Evanghelia ca și venind de partea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. That is how it happened to you. Este exact ce s-a petrecut cu tine. God opened your eyes. Dumnezeu ți-a deschis ochii. And include your hearts. Și o lucrat la inimă ta. You saw in the words of man. Și ai văzut în cuvintele acestea omenești. The word of God. Cuvântul lui Dumnezeu. And now we can just confuse in your brain. I know that because of this, that, this, those, like that, we are many things. Și poate că este, ar fi o mică confuzie în mintea voastră pentru că s-au repetat mai multe lucruri. I try to another way to give a clarification for this scripture. Eu voi încerca pe altă cale să clarific acest verset. We believe in Jesus Christ. Credem în Iisus Hristos. And Jesus Christ is a full 100% a human. Și Domnul Iisus Hristos a fost 100% om. Before Jesus Christ a human body, he is a word. Dar înainte de a fi în trup omenesc, El este cuvântul. Word conformed themselves, converted himself as a body. Și acest cuvânt a devenit acest Domnul Iisus Hristos, un copil care s-a născut. He talking about Jesus, he talking about Jesus.
And vorbim de, vorbim de istorie. Praise the Lord. Slăviți să fie Domn. Chapter 18 and verse 37. Capitolul 18. Ok. 18, 37? Yes. Ok. 18, tot Ioan, 18, 37. Atunci împărat, tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus. Eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilate therefore said to him, are you a king then? Jesus answered, yes, say rightly that I am a king. For this cause I was born, and for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice. Praise the Lord. Slăviți să fie Domnul. We all are believe in truth, mean Jesus Christ. Și noi toți credem în acest adevăr, care de fapt este Iisus Hristos. Corinthians, they believe it. The Thessalonians, they believe it. Romanians, they are believing. In Indians, they are also believing. Italians, they are believing. Everyone, they believe. They all just believe in truth. If people, they not believe in truth, they not accept Jesus as a personal savior. Deci o crezut și corinteni, o crezut și filipeni sau tesaloniceni, o crezut și indieni, și români, și italieni, și tot. Deci ce facem? Credem adevărul. Credem cine este adevărul. Cine nu crede adevărul, înseamnă că nu crede în Iisus Hristos. And the king, he speak his own words. You are, he talking about a Jesus Christ. You are a king, and he said, I'm not saying, but you said that's why I am. I'm a born. That means he talking about to him. He giving all the information to the king. The worldly people, they know who he is. Deci oamenii din lume au știut cine este el, dar nu l-au acceptat, nu l-au primit și l-au mărturisit cu gura lor. They have the fear. Pentru că le era frică. They are not, this man is knew who he is. But finally he accepted through his mouth, you are a king. Deci au știut sunt bine, pe la cine este, cu mărturisit cu gura lor, ia, tu ești un împărat. And many people in the world, they knew who he is, but they tried to stop their mouth. But the times come when they accepted he is through Jesus, we receive the salvation. Mulți oameni știu cine este Domnul Iisus Hristos pe pământ, dar s-o opresc din a-l mărturisi cu gura sau a-l primi. Dar va veni vremea când orice om și orice genunchi s-a plecat înaintea lui și a mărturisi că el este Domnul. One more verse we need to read, please. First John. Întâia Ioan. Chapter 4. Întâia Ioan, capitolul 4. And verse 6. Și versetul 6. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. We are of God. He who knows God hears us. He who is not of God does not hear us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. Now you see here very clearly to give this reference. Deci vedem referința cât de clar ne spune. We are from God. Suntem din Dumnezeu. Now you check yourself, you are really from God. Tu că adevărat din Dumnezeu. He who knows God, listen to us. Cel ce cunoaște pe Dumnezeu. When we are belong, when you are belong to God and you listen to me. Și noi dacă aparținem Domnului, ce el ascultă? If you not belong to God, you not listen to me, say, stop. Și dacă nu își prostie lui Dumnezeu, nu l-am ascultat și eu, lasă-mi pasă sau l-am oprit. He who
is not from God does not listen to us. You know, you share the gospel and people say, hey, I'm not. Sorry, we did not have a time. Don't need to be disturbed yourself because the Bible already told about them. Ei, dacă mergi să spuneți despre Domnul Iisus Hristos cuiva și spui, oh, nu am timp, nu mă interesează, trebuie să te conturbi. Deja vedem ce scrie, ne-a spus, ne-a dat informație. By this we know the spirit of truth. Și prin aceasta, cum cunoaște, Duhul adevărului. Truth, deci, truth, no, everyone not digest too easily. Adevărul este greu de digerat sau de acceptat de multe ani. And many people, when you say you are a blind, they say, hey, why are you saying? He actually blind, but when you say, he not feel good. He angry, yeah. He start to fight with you. Yeah, și să fie un om care este orb și ei zice, oi, orbule, nu sunt sensibil, știi că este orb, dar nu s-ar simți bine și are începe să-ți rostească ceva. You speak to people, you are a sinner. You say, no, I am not a sinner. What kind of sin I did in my life? No, I'm not make any sin in my life. But they did many. Și dacă îi spui unui om de lume, hei, ești păcătos, ai voie de mântuire. Eu ce păcate am făcut? Eu n-am făcut niciun păcat. Și minte că, de fapt, au făcut păcate multe. Point number 5. Și punctul numărul 5. You know, when the Paul is talking with the Thessalonians, continually he shared the gospel to them. The Thessalonians accepted Paul's word as the word of God. Vedem că Pavel mereu continuă să vorbească cu tesalonicenii și ei au acceptat cuvintele care le spunea ca și venite de la Dumnezeu. Now we see the one scripture, the book of Ephesians. Și ne uităm acum la carte Efeseni, un verset. Chapter 1. Capitolul 1. And verse 18. Și versetul 18. Și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării lui, care este bogăția slavei, moștenire lui în sfinți. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. And how this is possible? Cum este posibil? If you have welcomed the gospel. Dacă ai primit cu bucurie Evanghelia. And God opened your eyes. Atunci Dumnezeu deschide ochii inimii. And he cleaned your heart. Și lucrează la inima ta. The Paul he talked with the people, the Thessalonians, Ephesians, everyone he talked to them. And this is very important when we hearing the word of God, we need to immediately be welcome to him in our heart. And you know, when 1992 I accepted the God, the Jesus Christ, and I opened my heart and he come in my life and he changed me. Și Pavel a vorbit și Efesenilor și Tesalonicenilor și Corintenilor și ei au primit cu bucurie cuvântul și acestea i-au schimbat inima. Și pastorul Rașcă a auzit cuvântul în 1992. L-au primit Evanghelia și aceasta i-au schimbat și la fel și noi toți, sigur. You have a desire, the work of God work in your family, work in your life, work in your friend's life and his family or her family. You need to welcome the word of God in your life. Tu ai dorit ca Dumnezeu să lucreze în inima ta, în familia ta sau familia celor care, pentru care te rogi. Deci trebuie să punem bun venit Evanghelie sau să primim cu bucurie Evanghelia în inima noastră. And I have a big list for the points. Și are o listă mare de puncte, dar atât pentru astăzi. Not now, because the sister told that she need to go. Dar nu acum, pentru că timpul va fi mai scurt astăzi. But I think this is the enough for us, is the 5 points we always to remember. Cred că ne este de ajuns aceste 5 puncte doar dacă ne ține minte. My dog, you need to be go away somewhere now. Cățelul a făcut un semn că vrea să meargă undeva, trebuie să meargă. Okay, I'm repeat again fastly, not give a Bible words, just to speak. The topic, the word of God is at work in you. So, cum am repet, deci repet fără versete, cuvântul lui Dumnezeu este la lucru în tine.
Point number one, God has spoken. Și punctul numărul unu, Dumnezeu a vorbit. Point number two. Punctul numărul doi. His words come to us in human words. Și cuvântul lui vine la noi în cuvinte omenești. Point number three, the Thessalonians hear the word of Paul. Și punctul numărul trei, Tesalonicenii au ascultat cuvintele lui Pavel. As number four, as they heard, God accepted on their mind and hearts. Și ascultând aceste cuvinte, deci Dumnezeu a lucrat la mintea lor și la inimile lor. The five number point number five, the Thessalonians accepted Paul's words as the word of God. Și ultimul punct, Tesalonicenii au acceptat cuvântul lui Pavel ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Read your Bible, meditate the word of God, implement the word of God, and remember us in your personal prayer. And in coming days, then I will be ready to go for Kuwait, and God help me and use me there as a missionary work. Și cu aceste cuvinte am încheiat din Scripturile. Medităm asupra lor, le trăim, le împlinim, punem în practică, dacă nu degeaba. Și continuăm să ne rugăm pentru pastorul oraș, pentru familia lui, pentru lucrare de acolo din India, pentru nevoile lucrării din India, care sunt foarte multe. Și apoi și pentru lucrarea aceasta care s-a deschis, crede că săptămâna viitoare, cu ajutorul Domnului, va primi visa să meargă în Kuwait, Domnul să-i dea ușă de cuvânt, să-l păzească, să-l ocrotească, pentru că nu este ușor, este periculos. Domnul să deschidă și drumul ca să poată să aibă și bilete de avion și toată lucrarea și familia ca să Domnul să-i binecuvânteze. Amen. Thank you, Pastor Raj, and may God work, continue to work, and may the Lord provide for all the needs that you have, and may the Lord protect you there, because I know it's not easy to go in Kuwait, and in a Muslim country, and so many things there. May the Lord protect you and allow the power of the Holy Spirit and anoint you to be able to do God's work. Amen. Slăviți să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru cuvântul acesta și Domnul să ne ajute să-L întipărim în inimile noastre și să-L punem în practică și să-L spunem altora. De fapt, acesta este și motoul școalii biblice, vină, învață, apoi du-te și învață pe alții. So, this is also the motto of Bible School, come and learn and go and teach. Glory to God! Slavă Domnului! Sau, cu ajutorul Domnului, vom mai lăuda pe Domnul prin câteva puncte, câteva cântări, poezii și apoi vom încheia, Domnul să fie cu noi. So, God's grace, we will praise God through some more songs and poems and then we'll conclude the meeting today. Amen. So, avem pe sora Mihaela cu o cântare, apoi fratele Cristian o poezie și apoi, ok, și sora Maria are și ea o poezie, dacă mai poate, sora Gianina să cânte o cântare și apoi sora Maria cu o poezie și atunci fratele Alexandru va fi la urmă, Domnul să binecuvânteze și pe ea cu rugăciunea de mulțumire, ok? Să stăm încep. Da, Domnul, că mult bine ne-a făcut, mie și tuturor. Amin. Amin. Sângele tău m-a curățit, sângele tău m-a mântuit, sângele tău viață mi-a dat, ai murit ca eu să fiu iertat. Îmi ridicați mâinile, mă închin în fața ta, doar tu meriți să fii lăudat. Nimeni nu m-a iubit așa de mult, ca să moară pentru vina mea. Sângele tău m-a curățit, sângele tău m-a mântuit.
Sângele tău viață-mi-a dat, ai murit ca eu să fiu iertat. Am nevoie de puterea lui Iisus, am nevoie de dragostea lui Iisus. Tu ai nevoie de puterea lui Iisus, tu ai nevoie de dragostea lui Iisus. Toți avem nevoie de puterea lui Iisus. Toți avem nevoie de dragostea lui Iisus. Atinge, Doamne, pe cei ce sunt zdrobiți. Atinge, Doamne, pe cei ce sunt căzuți. Sângele tău m-a curățit, sângele tău m-a mântuit, sângele tău viață mi-a dat, ai murit ca eu să fiu iertat. Sângele tău m-a curățit, sângele tău m-a mântuit, sângele tău viață mi-a dat, ai murit ca eu să fiu iertat. Aleluia, Doamne! Mulțumim, Doamne, că ai murit, Doamne, pentru noi, Doamne. Facem, Doamne, voia Ta, Doamne, numai voia Ta, Doamne, în viața noastră, nu noi. Tu ești totul, Doamne. Aleluia, Tată, Fiul și Duhul Sfânt, glorie, aleluia. Amin. Cleansed me. Your holy blood has saved me. Your holy blood has given me life. You died at the cross so I would be forgiven. I lift my hands today. I worship you. You deserve all the praises. No one loved me as much as you have loved me to die for my sins. Only your mighty hand lifted me up through all the trials and problems. He carried me on his arm. And I praise you, my lovely Savior. And your love has been for me a comfort. When I went to trials, you were my blue sky. Your love is a fountain of grace. And you washed me in Calvary. Hallelujah. Praise God. Awesome, awesome message. Slăviți să fie Domnul pentru cântarea aceasta, mesajul acestei cântări, glorie Domnului Iisus Hristos. Amin. Cristian, Gianina, Maria. Gloria, cinstea și mărirea să fie a bunului nostru Dumnezeu. Astăzi am auzit cuvinte minunate despre ascultare. Today we heard the awesome words about listening. Care sunt de o importanță vitală pentru călăuzirea noastră și pentru mântuirea sufletului nostru. Which is vital for our guidance on the path of righteousness. Domnul Iisus Hristos spunea că cine ascultă cuvintele Lui și cine crede în Cel ce L-a trimis pe El, va avea viață veșnică și nu va veni la judecată, ci va trece de la moarte la viață.
So Jesus Christ said that who hears his words and does his, so keep his commandments, he will not be judged, but go from judgment to everlasting life. Și aș vrea să fac o precizare aici. În engleză se, cuvântul este hears, adică auzi, dar nu despre auzire vorbim noi, ci despre ascultare. Nu despre hearing, but about listening. De ceea ce este cu totul și cu totul diferit, că una este doar să auzi și să faci în continuare ceea ce vrei tu și alta este să auzi și să pui în aplicare ceea ce înseamnă să asculți. Yeah, that's true. So it's a difference between just hearing. Many people hear, but they don't actually go to practice. It's a huge difference, yes. Gloria Domnului Iisus. El spunea că oile lui cunosc glasul lui. Oile lui ascultă glasul lui. El le cunoaște și oile lui merg după el. Oile lui ascultă glasul lui și de aceea merg după el, pentru că îl ascultă. Yes, well, Jesus, you know, he said that his sheep know his voice. That's why they listen to him. Și în cartea Samuel, în prorocul Samuel, ni se face cunoscut că ascultarea face mai mult decât toate jertfele. Yes, and Samuel, he says that listening to his word or commandments is more than anything, any sacrifice that we bring. De aceea am și o poezie pregătită în acest, în acest sens, care se numește exact așa, ascultarea. Mm-hmm. This is the message track of the poem, just listening to the word of God. Și Domnul să ne binecuvinteze cu această putere de a asculta cuvântul lui. Dă-mi, Iisuse, ascultarea, cum și noi a ascultat, ca în toată alergarea pe brațul tău să fiu purtat. Vreau să fiu ascultător, ca și Moise în pustie, să conduc al tău popor spre cetate în veșnicie, să ascult porunca ta și să nu mă îndoiesc, ca și Gedeon aș vrea, cu puțin să biruiesc, ca și David vreau a fi, împăratul acel fost păstor și o viață a trăi ca un miel ascultător. Dă-mi, Iisuse, ascultarea ce a avut-o Neemia să încep iarăși lucrarea cu ciocanul și mistria. Șirul de exemple vine și se duce mai departe, cum cu toții știm prea bine și cum se arată în Sfânta Carte. Prorocul Samuel, Solomon și Ieremia, să ascult ca Ezechiel și ca Sfântul Zaharia. Mulți ar mai fi, însă ca el nu e nimeni pe pământ. Ca Hristos Emanuel nu e nimeni din cât sunt. Dă-mi puteri, Părinte Sfânt, ca să fiu ascultător, să ascult al tău cuvânt, ca al meu mântuitor. Amin. It's a kind of the prayer. Give me, Jesus, the strength to listen, actually to obey, as Noah, as Moses, as Gideon, as David, as Nehemiah, when they started and put in practice all things, and many, many other examples from the Bible, like Samuel, Jeremiah, Ezekiel, Zechariah, hallelujah, and many, many others, but no one was like Jesus Christ, Emmanuel, that he listened and all by the Father, hallelujah, to the Father, amen, praise God, slăviți fie Domnul. Ok, continuăm sora Janina cu cântare, sora Maria o poezie și apoi fratele Alexandru. Da, numai că pe mine nu o să mă vedeți acum, că nu am melodia scrisă și o să o cânt de pe telefon. Ok, so she may not be able to see her, she did not prepare it written in front of her, so she's gonna
Este o cale cu post, dar nu o să-ți explic acum. Ok, să continuăm. Tumucul care fumegă nu-l stingi, tu trestia căzută nu o rupi, oricât ar fi căzut omul de jos, tu îl ridici, prieten credincios. Ești necuprins în bunătate, ușor de-nduplecat în toate, ca tine nu e nimeni, ia, om el iubit din Golgota, om el iubit din Golgota. Nu disprețuiești un duh zdrobit, tu inima mâhnită n-o rănești, te pleci spre cel cu sufletul amărât, căci jertfe ca acestea tu iubești. Ești necuprins în bunătate, ușor de-nduplecat în toate, ca tine nu e nimeni, ia, om el iubit din Golgota, om el iubit din Golgota. Când strigă, Doamne, un nenorocit, chemându-te să-i vii în ajutor, tu îl asculți, o Doamne, negreșit și-l scapi. Tu nu disprețuiești un duh zdrobit, tu inima mâhnită n-o rănești, oricât ar fi căzut omul de jos, tu îl ridici. Ești necuprins în bunătate, ușor de-nduplecat în toate, ca tine nu e nimeni, ia, om el iubit din Golgota, om el iubit din Golgota. Amin. Slăvit să fie Domnul. Glorie Domnului Iisus Hristos. Glorie Domnului. Glorie Jesus. Ok. Sara Maria. Abia am reușit să pun microfonul. Este tot un proverb. Facem numai jumătate. Am înțeles că astăzi e un timp mai scurt și facem numai până la versetul 10. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. So Proverbs 27, just the first part, half of it. So this is the Sister Maria wants us to increase our knowledge and wisdom through the Proverbs. Hallelujah. So that's why I stopped her. So everyone that doesn't not understanding Romanian to read their Bible. So de-aia te-am oprit ca să poată în același timp să citească ei în Biblia lor. Amen. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Versetul 2, 3. Piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. 4. Furia este fără milă și mânia năvalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? 5. Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. 6. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. 7. Sătulul calcă în picioare fagurele de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. 8.
Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul său. Nouă, cum înveselește unde lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. 10. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Amin. Amin. Fesca. Da, poți să pui tu, Cristian, acolo și proverbul, poți să pui întreg la comentarii, să rămână acolo pentru cei care nu cunosc. Sau și în românește, că este minunat. So, I just asked Brother Cristian if he can put there the comments, both languages, so he would stay there with the live video. Sau cu ajutorul Domnului, timp, cum am zis, timpul va fi mai scurt astăzi, mulțumim Domnului. Căci Domnul ne-a binecuvântat și cu doi fii care ne-au vizitat și de asemenea avem și o nuntă locală, vom merge acolo, Domnul să ne dea putere, dar zis și lucrarea Domnului să fie și rămâne și va rămâne pe primul plan. Chiar dacă avem unele lucruri de făcut, lucrarea Domnului să rămână pe primul plan. So, even though I have two sons that visited us and also wedding today, I still wanted the work of God to be number one, so praise God for this. It's going to be a little shorter, but praise God for all. So now with Brother Alexandru, we will close with a prayer. We pray for Pastor Raj, the direction mentioned earlier, for Kuwait, for his trip in Kuwait, for his local ministry, and also mentioned all those that posted their prayer requests. I am not able to see, so we do not read the prayer requests Saturdays. Those that have prayer requests come Monday. Monday, would you pray individually? Amen. Sau acum ne vom ruga prin fratele Alexandru, dacă ai câteva cuvinte înainte, este ok, le vom asculta. Ne vom ruga în primordial pentru lucrarea aceasta, ca să fie aprobată viza, frate, pregătit acolo toate lucrurile, pentru biletele de avion, pentru protecție, cum am amintit mai devreme, pentru pastorul ar să meargă în Kuwait, pentru lucrare din India și nevoie lucrare din India, pentru lucrare pe internet și nevoile ca Domnul să aducă suflete și să lucreze și pentru cei care au postat cauze de rugăciune pe live, nu citim cauzele individual, cei care aveți cauze, veniți luni și ne vom ruga individual, doar în general pentru toți care au postat și Domnul să lasă vindecare peste bolnavi, Domnul să lasă alinare peste cei întristați și Dumnezeu să lasă mângâierea Lui peste toți și putere și tărie. Amin. Mai întâi de toate, pacea Domnului Iisus și mulțumim Domnului pentru cuvântul care l-a dus fratele la și îl încredințăm în brațul Domnului Iisus și avem toți, cred că, o datorie sfântă din această biserică online ca să ne rugăm în continuare pentru el și Domnul să-l călăuzească în misiunea în care merge. So first of all, he wants to praise God and thank him for the message that we received today to Pastor Raj. And it's our duty to pray for one another, especially to pray for you in this mission trip that you're going to go. Și să se întoarcă de acolo victorios și să mărturisească cum s-a întors din Africa, să auzim mărturile lui și să auzim cum Dumnezeu a întors suflete la mântuire. Și în încheiere aș vrea să înainte să-i mulțumesc Domnului, să citesc de la Efeseni, capitolul 15, în jos și acolo, unde Pavel se roagă ca Dumnezeu să-i dea și spune așa: de aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele și mă rog ca Dumnezeu Domnul nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioși și nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui. Și mă rog ca și ne rugăm toți ca Domnul să-i dea un duc de înțelepciune, de descoperire din cunoașterea cuvântului Lui și să-l folosească pe pastorul Raj în misiunea în care merge.
So now he read some Bible verses and may the Lord continue to be with you and work through you, and we can't wait for you to come back from Kuwait as you went in Africa and came back telling us what God did there, the people that received the word of God, and come back victorious from Kuwait too. Amen. Acum venim înaintea ta, Tată, și îți mulțumim pentru aceste clipe de părtășie, îți mulțumim pentru cuvântul tău, îți mulțumim pentru robii tăi, Doamne, îți mulțumim pentru păstorul Raj, Doamne, îți mulțumim pentru sora, Doamne, că i-ai dat putere, Doamne, ca să traducă, îți mulțumim pentru cântări, pentru poezii, îți mulțumim pentru tot ce ai făcut în mijlocul nostru, Doamne, îți mulțumim pentru ascultătorii, Doamne, care tu i-ai chemat, Doamne, îți mulțumim că cuvântul tău, Doamne, este viu și lucrător și lucrează în inimile lor, Doamne, îți mulțumesc pentru frații și surorile care s-au pus la îndemâna ta, Doamne, că au stat, Doamne, la îndemâna ta, Doamne, ca să-ți slujească ție, Doamne, îți mulțumim că tu ai fost alături de noi, vei fi în continuare cu noi, Doamne. În încheiere, Doamne, te rog să binecuvintezi pe fiecare suflet în parte, Doamne, să binecuvintezi, Doamne, America, India, Doamne, Italia, Anglia, Doamne, România și peste tot unde sunt frații noștri, Doamne, răspândiți cum cuvântul tău ai spus să fie răspândit peste tot fața, peste toată fața pământului. Așa și suntem și noi răspândiți peste toată fața pământului și ajută-ne, Doamne, ca fiecare în parte, Doamne, să luminăm, Doamne, și să răspândim cu adevărat cuvântul tău în inimile celor ce nu te cunosc pe tine, Doamne. Noi încredințăm totul în brațul tău, Doamne, încredințăm pe păstorul, Doamne, în misiunea aceasta unde tu ai hotărât ca să meargă, Doamne, să-i dai putere, să-i dai înțelepciune, Doamne, un duc de descoperire din cuvântul tău, Doamne, și să-l însoțești cu semne și minuni, Doamne, și toți aceia care nu-l cunosc pe Iisus Hristos ca Domn, Stăpân și Mântuitor, să spună că Iisus Hristos este Domnul lor, Doamne. Îți mulțumesc că ai ascultat ruga noastră, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că ai ascultat și rugăciunea mea, Doamne, că m-a rugat în numele Fiului tău, Iisus. Amin. Amin, amin. Mulțumim pentru rugăciune și deci vreau să menționez acum de ce Dionisie și fratele este Efeseni, capitolul 1, începând de la versetele 15 la 23 și Domnul să-l decuvânteze. So earlier, Brother Alexander read from Ephesians chapter 1, verses 15 to 23. It's a prayer for spiritual wisdom for you. So we're going to let you read. I'm not going to read it now. And may the Lord bless you and be with you. And hopefully we're going to still see you next week. And we're going to try to manage all things. You, local ministry, online ministry, and the thought of Kuwait, and me, online ministry, and family. But God is going to help us. So mulțumim Domnului pentru că a fost cu noi în această zi, a fost mai scurt. Doamne să ne binecuvânteze când putem sta mai scurt, când putem mai lung. Doamne să fie cu noi. Cu toți, vă mulțumim tuturor care ne-ați urmărit, care ați fost împreună cu noi la părtășii, celor care ați distribuit. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. So I want to thank each and everyone, all those that came with us. As I mentioned, the time is shorter today. Sometimes we stay longer, sometimes shorter. I want to thank you all that came with us, all that were with us, watching us live, and were praise God together with us, and God bless you. Pastor Lange, if you have any other words. Thank you so much. Mulțumim, mulțumim. Domnul să vă binecuvânteze. Și continuăm să ne rugăm. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Harul și pacea Domnului să fie cu toți. Shalom, aleluia, glorie. Glorie lui Dumnezeu. Amin, amin, slavă lui.